Hristos a înviat, dragi prieteni, și bun găsit astăzi, Duminica 29, după pogorârea Duhului Sfânt. Avem cuvânt din Evanghelia Sfântului Evanghelist Luca, capitolul 17, versetele 12 până la 19. Cuvântul este următorul. În vremea aceea, când a intrat Isus într-un sat, l-au întâmpinat zece bărbați leproși care stăteau departe, și care au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, fieți milă de noi. Iar el văzându-i le-a zis lor, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau s-au curățit de lepră, iar unul dintre ei văzând că s-a vindecat s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ lângă picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Și acela era Samarinan. Isus, însă, răspunzând, a zis: Oare nu toți cei zece s-au curățit, dar cei nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Apoi a zis către acela: Scoală-te și du-te! Credința ta te-a mântuit. Dragi prieteni, cuvântul Evangheliei de astăzi este deosebit de frumos și întăritor de nădejde și purtător de grijă. Tratează o problemă foarte importantă, aceea a bolilor și mai ales a unor boli incurabile. Așa cum era lepra în vremea aceea, era o boală care... Pe lângă faptul că altera trupul îl, trupul, îl schilodea, îl făcea să fie dezgustător, desfigurat, dar era și o boală care înspăimânta prin faptul că prima măsură de tratament era să izoleze omul în pustietate și acolo era cam pentru totdeauna. Deci era o boală care înfricoșea, am putea spune, de aceea și măsurile erau foarte stricte. Întuitorul însă își urma cursul misiunii sale și mergea din cetate în cetate vorbind despre împărăția lui Dumnezeu și despre pocăință. Și se spune că odată pe când se apropia de un sat, l a întâmpinat un grup de zece leproși, zece bărbați leproși care stăteau în puțitățile acelea, probabil departe de sat, departe de drum, în peșteri sau scorburi ale pământului, crăpăturile pământului pe unde puteau. Pecaseră din familii, din cetățile lor, nu aveau voie să se mai întoarcă, trăiau cum puteau din mila oamenilor care își mai aduceau amintele, le aducea câte ceva lăsa acolo și pleca departe, pentru că nu aveau voie să se apropie unii de alții. <coughs> Acești oameni cu o viață specială, aș putea spune, dar nu în bine, ci în greu, în rău, auzind cumva că este acest Iisus învățător care vorbește oamenilor de fericire și de pace, de lumină și chiar mai și vindecă pe unii și văzând alaiul acesta și înțelegând că chiar Iisus acela învățător este, ies în grup și se apropie de drum cumva și strigă de departe Iisuse învățătorule, fieți milă de noi. Deci îl recunosc ca învățător, pe undeva în sensul acesta recunosc învățătura lui ca fiind bună, fiind pozitivă. Pentru că dacă, nu recunoștea învățătura, n-ar fi sens să-i spună învățător. Și cereau milă. Adică cereau susținere, sprijin poate se gândeau că vor fi vindecați sau poate că li se va ușura cumva suferința Mântuitorul se spune Sfânta Scriptură că i-a văzut tot așa de departe și le-a zis nu i-a lăsat să se apropie ca să nu tulbure pentru că Mântuitorul nu era singur era cu ucenici și poate și alți oameni mergeau care știau ce înseamnă o lepră și uh, spaima, frica de boală punea o măsură de siguranță foarte puternică în ei. De aceea le-a zis de departe să meargă și să se arate preoților. De ce preoților? Pentru că preoții erau cei care făceau acest triaj epidemiologic într-o cetate. Dacă un om avea o suferință sau ieșea o manifestare de boală pe pielea lui, atunci trebuia să meargă la preot și preotul în virtutea educației și experienței putea să spună dacă e contagioasă sau nu, dacă mai rămâne sau nu în cetate, în societate. În cazul în care îi se părea că este contagioasă, dădea poruncă omul respectiv să meargă și să se izoleze departe de cetate, să trăiască cum poate acolo și dacă în timp boala nu se vindecă, va fi suferința lui. Dar dacă se vindecă și va fi pielea curată, atunci să se întoarcă și preotul verificând, să-i dea îngăduință să-și continue viața în cetate. Deci măsurile erau destul de aspre pentru că așa erau și timpurile atunci. De aceea Mântuitorul le spune să se arate preoților ca preoții să constate eventuala lor vindecare și să le îngăduie să se stabilească din nou în cetate. Și spune că aceia au înțeles, probabil că în sfletul lor s-au și bucurat, aveau nădejde, e drept că încă poate mai, veneau, mai vedeau lepra pe ei, nu știau ei ce și cum se va întâmpla, dar fiind după atât amar de vreme și de respingere din partea societății umane, fiind singurul sau primul îndemn pozitiv care dezvolta o nădejde, Bineînțeles că au ascultat, era în favoarea lor și au început să meargă către preoți. Ascultând procesul vindecării, a început să se deruleze, să se urnească. Și spune scriptura că pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Este interesant că spune s-au curățit, adică nu s-au vindecat, că n-aveau cum să constate vindecarea. Lepra este o boală dată de un microb care atacă căile nervoase, ne nervii, neuronii și creează probleme deosebite în trup. E, vindecarea ar fi însemnat stingerea acelui microb. Dar asta n ai cum să o constați și să o vezi. Spune că s-a curățit de lepră. Asta înseamnă că și rănile leprei care sunt desfiguratoare alterează extremele, extremitățile care pot să se deformeze și pot chiar să și cadă omul având alterări ale sensibilității. Asta înseamnă că oamenii aceia nu numai s-au vindecat de lepră, nu mai avea microbul în ei, dar s-au vindecat și extremitățile acelea care fusese alterate, degete de la mâini, nasul, buzele, urechile, Rănile de pe piele, deci toate s-au curățit, că spune că s-au curățit în sensul că pielea rămâsese curată ca atunci când fusese răsănătoși. Deci ascultând și mergând pe cale s-au curățit, bineînțeles că au ajuns la preoți și preoții le-au dat dezlegare să-și urmeze viața în cetate, pentru că nici preoții cred că nu mai fusese această experiență să vadă o lepră curățită și vindecată în felul acesta. De aceea se gândeau că ceea ce au văzut ei la început poate n-a fost lepră și s-a vindecat. Oricum, acum oamenii erau curați. <coughs> și bineînțeles, în mod sigur, peste ei a coborât fericire și bucurie. Și fiecare și-a gestionat fericirea după inima lui. În mod sigur s-au dus în cetățile lor, și în familiile lor încercând să se reintegreze. În mod sigur au fost și probleme pe aici pe acolo, pentru că plecând din familiile lor de mulți ani și pentru totdeauna, că nu exista experiența ca un lepros să se mai întoarcă să vindece, în mod sigur au găsit situațiile și locurile puțin schimbate poate și au apărut și tensiuni. Dar până acolo spune Sfânta Scriptură că unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a gândit întâi la Dumnezeu și s-a întors și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Și ăsta este un lucru extraordinar. Ajungem să înțelegem că Dumnezeu îngăduise boala aceea peste acei oameni ca aceștia să-și vină în sine și să se cerceteze. Le-a dat o șansă să se cerceteze și să, dez, Copere în Sufletul și în viața lor situații nepotrivite, sursă de păcat și de dezordine. Din felul cum s-au comportat când boala le-a libertate prin cuvântul lui Hristos, ne dăm seama la ce s-au gândit ei înainte, când încă erau în puterea bolii. Aceia care au plecat în lume să se bucure de lume, în mod sigur s-au gândit la lume, la ce au pierdut și erau triști, mânioși, tulburați, că boala îi ținea departe și încorsetați, era ca un exil, ca o închisoare fără gratii. Și atunci când au scăpat, când au avut libertate, sau au asupra vieții, încercând să recupereze timpul pierdut. Era un comportament umanic, uman, Aproape animalic, am putea spune că îl înțelegem, dar nu e de înțeles. Pentru că printre ei este și exemplul acestui om, deși de alt neam, care, în mod sigur, în toți acei ani de suferință și de izolare, s-a cercetat pe sine și s-a raportat mereu la Dumnezeu. Și poate că făcuse promisiunea Dumnezeu că dacă îl va vindeca își va schimba viața. Oricum, cert este că se gândise foarte mult la Dumnezeu, înțelesese mult din cele ce a greșit. De ce spunem asta? Pentru că atunci când a primit libertate prin vindecarea bolii, <coughs> întâi și întâi s-a gândit să meargă și să mulțumească Dumnezeu. Deci, tot acei ani de suferință sub puterea bolii el era în dialog cu Dumnezeu, își înțelese neputința, slăbiciunea, derapajul vieții, păcatele, dezordinea în care căzuse și probabil, în mod sigur, acolo, în sufletul său, făcuse, făcuse promisiuni lui Dumnezeu că își va îndrepta viața și de va fi cu putință, va și arăta acest lucru. De aceea, în momentul când Hristos, prin cuvântul Său, a dăruit oamenilor această libertate, El s-a, în sensul vindecării de boală, El s-a bucurat și căuta să alege la Dumnezeu ca să căuta să alege la Dumnezeu ca să-i mulțumească pentru darul primit. Și spune Scriptura că a venit, a căutat pe mântuitor, pe învățător, care între timp nu stătuse pe loc, bineînțeles, s a înaintat în drumurile sale, l-a găsit și a căzut cu fața la pământ, la picioarele mântuitorului și a mulțumit. Spune Scriptura, dând slavă lui Dumnezeu. Și bineînțeles apare și mențiunea că acest era de alt neam, era samarinan. De aceea Mântuitorul observându-l mărturisește și zice ca pentru cei care erau din preună cu el, pentru ucenici și ceilalți care îl ascultau, ca și când s-ar întreba oare nu toți zece s-au curățit și s-au făcut sănătoși, ceilalți unde sunt, de ce n-au fost capabili de mulțumire cu atât mai mult cu cât ceilalți erau din poporul ales și educați în spiritul recunoștinței și raportării la Dumnezeu. Cum e posibil ca o realitate omenească fie ea și de bucurie, de sănătate, de vindecare? O modalitate, o fericire, bineînțeles, nu contestăm acest lucru, să-i facă pe ei să, ui, să uite atât de ușor relația cu Dumnezeu și faptul că Dumnezeu conduce peste noi toți și poate toate. Asta este o dovadă clară că nici și în suferință acolo nu s-au mai gândit la Dumnezeu. Atunci când extremele, mare bucurie sau mare tristețe te provoacă să uiți sau să te lepezi de Dumnezeu, înseamnă că și în mijlocul acela al vieții tale obișnuite, nu este cu Dumnezeu, chiar dacă uneori mărturisești lucrul acesta, o faci pentru imagine, o faci pentru interes, o faci pentru a minți sau a păcăli pe cei care te privesc și te ascultă. Este un lucru foarte important acest lucru. Sfinții părinți chiar mărturisesc că extremele sunt de la cel rău în comportamentul nostru. Sau, pe de altă parte, spun că în situații de limită, omul se dă pe față în caracterul său. Și uite că aici avem astfel de situații de limită și în ceea ce privește securitatea vieții noastre, dar și în ceea ce privește un exces de fericire, de bucurie, de plinătate, venit pe neașteptate și în mod de plin, creează această dezordine în sufletul oamenilor care nu sunt pregătiți, nu sunt foarte bine ancorați în realitatea relației cu Dumnezeu. <coughs> tot se curăți se rătrupește, dar nu tot se curăți se răsufletește. De aceea Mântuitorul întreabă cei nouă unde sunt. Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea slavă Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam deci în felul acesta mărturisește și subliniază că la Dumnezeu până la urmă nu contează neamul, că nu neamul ne mântuie, ci comportamentul, libertatea, felul cum ne gestionăm libertatea. A fost într-adevăr necesar un neam curat, păstrat de la Adam până la Hristos, pentru ca Hristos să intre în lume prin gena acestui neam păstrată, curată. Pentru că nu putea Hristos și Dumnezeu, să intre în lume printr-un neam de oameni care să se fie închinat la tot felul de idoli și de demoni. Ar fi fost o aberație a creației, ar fi fost o imposibilitate. Așa că Dumnezeu a ales acest neam și l-a purtat peste veacuri cu destulă suferință și luptă pentru care întreaga umanitate trebuie să cinstească acest neam cu respect și cu măsură ajungând până acolo încât să se nască, să intre în lume, dar după aceasta, Mântuirea este a tuturor, oricărui om, pentru că toți oamenii seamănă, au chipul lui Dumnezeu și pot ajunge prin lucrarea acestui chip la asemănarea cu Dumnezeu. Nu este niciun om prin nașterele pădate de la mântuire, contează însă parcursul și felul cum își ordonează programele și le folosește în timpul vieții sale, de fapt în timpul libertății sale. Ceea ce este important aici și încă un aspect frumos este că acel om s-a întors și s-a închinat lui Hristos. Nu știa că Hristos, nu cred că avea cunoaștere, este fiul lui Dumnezeu. Pentru el era un învățător care avea putere de la Dumnezeu să facă bine și a făcut bine. Era un om cu o viață deosebită, un om al lui Dumnezeu, în sigur, asta credea. Și întorcându-se a căzut la picioare și i s-a închinat lui. Și Hristos n-a considerat lucrul acesta o închinare, o idolatrie, că s-a închinat la om. Omul acela s-a închinat înaintea omului Isus Hristos cu gândul la slăvirea Dumnezeu și închinarea aceasta a fost curată. Așa și noi, când suntem creștini autentici și cu sufletul curat, când ne închinăm și ne plecăm și cinstim imaginea, o icoană a unui sfânt, a unui trăitor al lui Dumnezeu, imaginea Mântuitorului sau alte imagini sfinte care ne duc cu mintea și la Hristos și la Dumnezeu, categorii către Dumnezeu ne închinăm și acestea nu sunt idolatrii. Bineînțeles, din exces de zel, că vă spuneam mai devreme despre extremele care sunt de la diavol, unii consideră acestea idolatrii. Vă dați seama ce înseamnă să consideri Relația cu Hristos, cu Dumnezeu cel adevărat, idolatrie, înseamnă să nimerești exact pe dos și să intri într-o zonă de pericol foarte delicată pentru tine și pentru cei care te urmează. Asta dintr-un exces de zel, într-un exces de zel nesănătos, începe să te conducă cel rău pe căi care par sănătoase întotdeauna, de asta este înșelător și mincinos, par sănătoase dar nu sunt, iar tu te lași păcălit și te lași prins din lipsă de cercetare, din lipsă de cunoaștere. Nu degeaba <coughs> spune Mântuitorul nostru Isus Hristos că poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Cercetarea Sfintelor Scripturi însă nu se face at literam. Așa, pedagogic la școală, ca în orice știință, trebuie ceva mai mult. Cercetarea Sfintelor Scripturi nu se face cu mintea, Mintea trebuie, este un instrument care trebuie folosit. Cercetarea Sfintelor Scripturi se face cu inima, cu Duhul inimii. Deci în puterea rugăciunii și a Duhului Sfânt se cercetează Sfintele Scripturi și dacă vă face lucrul acesta veți vedea că veți găsi și veți întâlni altă înțelegere mult superioară și mult mai valoroasă. De aceea, închinarea la și cinsirea oamenilor sfinți și oamenilor care muncesc și lucrează, își jertfesc viața, își consumă viața pentru cinstirea și mărturia credinței în Hristos, pentru dezvoltarea pocăinței ca um, o cale de a intra în împărăția Dumnezeu pe care ne-a vestit-o Mântuitorul, sunt oameni pe care cea dreaptă, oameni cinstiți dacă care trebuie să ne aportăm cu respect și Dumnezeu va cinsti această raportare. Mântuitorul spre final a accentuat acest aspect că cel care era de al neam și probabil la care nimeni nu se aștepta să dea dovadă de recunoștință, a adus recunoștință, adică o cinstire înaltă, în duh și în adevăr, cum spunea Mântuitorul altădată, în fața unei samainence. O cinstire sănătoasă, curată, pe care Dumnezeu o iubește, în duh și în adevăr. Pe când cei de la care mulți s-ar fi așteptat la un gând de respect și de recunoștință, s-au lăsat prăbușiți sub Imperiul Trupului al Lumii și a uh, grabei de a se împlini în lume și au uitat de momentul recunoștinței. De ce au uitat? Pentru că probabil că recunoștința aceasta era doar în mintea lor, dar nu era și în inima lor. Și până la urmă inima conduce. Conducerea omului, Sufletului. Puterea lui stă în inima lui. De aceea și poporul român, în înțelepciunea sa, spune că ochii văd, dar inima cere. Deci, inima este cea care poruncește și conduce, are și responsabilitate. A dat slavă lui Dumnezeu în astfel de situații, se pare însă că este o etapă importantă. De aceea, Mântuitorul n-a cerut-o, dar a așteptat-o și o aștepta mereu de la oameni. Pentru că a lăuda și a da slavă Dumnezeu te ordonează, te raportezi la Dumnezeu în felul acesta și numai astfel crești. Dumnezeu nu are nevoie de lauda noastră. Noi avem nevoie să-L lăudăm, că lăudându dezvoltăm în noi valori pozitive care ne cresc și pe noi încet, încet la asemănarea cu El. Altfel nu putem să semănăm cu Dumnezeu decât mulțumindu-I prin recunoștință și lăudând comportamentul Lui venit în fața noastră sub aparențe umane. Mântuitorul astfel și cu această motivație a cinstit pe leprosul de a neam care se vindecase. Și spune un lucru interesant în ultimul verset. Apoi a zis către acesta, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Acum vedem că abia acum s-a vind, finalizat vindecarea, procesul vindecării în trup s-a săvârșit la cuvântul lui Dumnezeu pe drumul către preoți, dar în suflet, adică o vindecare de plină s-a săvârșit abia acum când omul a venit să cu necunoștință să dea slavă Dumnezeu înaintea Mântuitorului ca om al lui Dumnezeu, ca preot al lui Dumnezeu, pentru că funcțiile Mântuitorului sunt de preot, de a sfinți prin rugăciune, prin cuvânt, de conducător a oamenilor, a poporului către împărăția Dumnezeu și de învățător vis-a-vis -vis de cunoașterea adevărului. Ceea ce tragem concluzia de aici este că cei nouă care n-au venit să dea salut Dumnezeu nu s-au vindecat de plin, s-au vindecat ei în trup, dar suferința, slăbiciunea sufletească a rămas, ceea ce ne face să-i privim cu îngrijorare și cu tristețe în mod sigur în situațiile solicitante și tulburătoare din lume e posibil ca boala lor să revină și suferința să se manifeste din nou chiar și în trup. De ce? Că a rămas nevindecată în suflet și asta este un lucru foarte important. De aceea spune acestuia care de alt neam fiind a venit să dea Dumnezeu că el s-a mântuit, s-a vindecat și în trup, s-a salvat și sufletul său și asta este un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar și ca principiu medical sau principiu de tratament cu nădejdea vindecării. Omul este trup și suflet, iar boala, suferința care apare se manifestă de multe ori în ambele planuri. De aceea, un protocol de tratament sănătos trebuie să înceapă cu o raportare a omului la Dumnezeu, o dezlegare, o curățire a programelor sale, a softului sau a sufletului său prin Sfintele Taine după aceea reparăm și în trup ce se poate repara și atunci vindecarea care vine în urma acestui tratament complet este de lungă durată și este solidă. Dacă nu facem așa, înseamnă că nu vrem să vindecăm pe oameni, vrem doar să-i plimbăm de colo-colo și în urma lor să strângem bani sau alte foloase. Și asta este un lucru nesănătos pe care Dumnezeu, chiar dacă pe oamenii îi amăgim, că ei sunt în suferință și suferința îi face ascultător de oricine, le promite o nădejde de vindecare. Pe Dumnezeu însă nu-L putem înșela, nu-L putem păcăli, nu-L putem minți și la un moment dat, chiar făcător de bine fiind, unii au ajuns până acolo încât să-i pe doctor și sfinți departe de adevăr lucrul acesta, Vom da socoteală cumplită înaintea lui Dumnezeu, pentru că am profitat de cei nevinovați și neștiutori și am râs de ei folosindu-i pentru a dezvolta interesele noastre inferioare, materiale, de tot felul. Vindecarea, ca și alterarea, parcursul bolii, începe, oamenii Înțelepți chiar mărturisesc lucrul acesta, că boala începe undeva în gândul omului fără Dumnezeu. Adică în programele lui în alte. Iar vindecarea, ca un parcurs, parcurs invers, începe tot acolo, în gândul omului cu Dumnezeu. Nădejdea Dumnezeu îți curăță sufletul, aduce liniște și pace. Deci, deja începe să se pună de o vindecare. După aceea, medicul cu experiența și știința experienței sale vizavi de o suferință sau alta poate să completeze defectul în trup. Altfel medicina devine și este neputincioasă, așa cum este și acum. Trăim în, în, într un ev al unei tehnologii deosebit de înalte și totuși medicina este atât de, de slabă, încât s-a ajuns să se considere că toți oamenii sunt bolnavi. Este un nonsens, o nepotrivire. Când tehnologia și știința este atât de înaltă, cum poți să consideri că toți oamenii sunt bolnavi? Tehnologia aceasta extraordinară nu poate să construiască un om sănătos, nu poate să facă un om să-și dobândească sănătatea și prin această sănătate să-și dobândească libertatea de gândire și de mișcare. Înseamnă că știința a fost folosită în sens potrivnic omului să-l facă pe om să depindă de ceva sau de cineva și să se considere tot timpul slab și să gestioneze sau să manipuleze în sfârșitul lui o frică, frica de suferință, frica de neputință, frica de moarte. Și asta este un lucru nesănătos, este malefic, este demonic de aici încolo și nu este de folos nimănui. Nici măcar celor care săvârșesc lucrul acesta și prin aceste manevre simt că conduc sau stăpânesc pe cei neputincioși. Asta nu este o relație normală, nu este o relație gândită sau dorită de Dumnezeu, de aceea astfel de relații la judecată vor fi aspru cercetate. Ar fi bine să luăm aminte și să ne cercetăm și noi să vedem în ce tabără suntem și de partea cui suntem. Pentru că acești leproși, 10, 10 este întreg, care reprezintă întreaga lume care se mișcă. Nu o să mergem pe procente să spunem că doar 10% sunt buni, Dumnezeu știe. Cert este că până la urmă comportamentul lor îi împarte în două taberi, unii care sunt indiferenți față de Dumnezeu și alții care sunt sensibili și cu poftă de a da slavă Dumnezeu și al urma. Și vedem că până la urmă cei care au biruit și au învins sunt cei care au mers cu Dumnezeu. Așa că, fraților și dragi prieteni, să luăm aminte și Hristos a înviat.